Salutare tuturor și bine v-am găsit, mare voice correct ce mi-am luat, la un nou episod de Pack Opening pe FIFA 17. Astăzi suntem din nou pe site-ul uticonbest.com, știu că vă place foarte tare site-ul ăsta. Astăzi vom deschide pachete, azi este ajunul Crăciunului, ne pregătim pentru marea sărbătoare, sărbătoare. Și se pare că băieții ăștia au adăugat niște pachete noi, pachetul de 10.000 și pachetul de 25.000. Azi avem 600.000 de coins cu care vom juca. Perfect. Hai să vedem. Hai să luăm câteva din pachetele astea. Hai să luăm 3 din astea de 10.000. Frumos, frumos. Come on. Așa, foarte drăguț. Așa. Și hai să mai luăm încă 5 de 25.000. Hai să le vedem pe astea întâi și vedem ce mai iese. Foarte frumos. Bun. Deschidem pe primul de 10.000. Hai să vedem ce are Ronaldo pentru noi. Ronaldo, un Cavani la pachetul de 10.000 de coins. E foarte bine, cred. 17.000 pe profit. Foarte bine. Bun. Open more packs. Mai luăm unul de 10.000. Ronaldo, dăm ceva bun. Florenzi. Nu e atât de bun. Hai să vedem cât costă pachetul ăsta. 7500, am pierdut doar 2500 de coins. Hai să vedem unul de 25.000. Te rog frumos. Un jucător nou, Dzeko. Nu știu ce jucătorul ăsta, lăsați-mi în comentarii, vreau să știu. Bun, am făcut profit, 5.000. Hai să mai deschidem încă unul de 10.000, frumos, frumos. Vedem ce pică. Harry Kane. Un jucător foarte bun, hai să vedem dacă și costă mult. Profitul 1000. Na, ok, foarte drăguț, am înțeles. 25.000. Ronaldo Sansone e in form, s-ar putea să coste mult. Te rog frumos să coști mult. 33.000, iar am făcut uite și Depay, ce ai făcut, mă, prietene. Bun, vreau să lăsați în comentarii dacă vreți să facem episoade și pe site-uri de genul ăsta, dar pe CSGO, gen Drake Moon. Ce site-uri mai sunt? Din alea de case-uri. Lăsați-mi în comentarii și poate facem cumva să facem videoclipuri și pe site-urile alea. Nu știu, Drake Moon mi se pare un site foarte șmecher. Aș vrea să fac videouri pe el, așa că spuneți-mi dacă vreți și voi. Bun. Hai să vedem. 25.000, încă un pachet de Crăciun. Îmi plac pachetele astea de Crăciun. Ok, ne pică ăsta cu mustață, barbă. Știu. Mă trăiți, iar familia ta. Oaleu, ce-mi plac pachetele de 10.000. Oaleu. Bun. Inform Benaglio. Portar. E bun, cică. Sper să coste mult. Mamă, trăită familia. Gata, pachetele astea de Crăciun. Over, s-a terminat. Șmecheria, gata. Calu. Mamă, și ăsta e praf. Mamă. 33.000. Hai că nu e atât de bun. De praf. E ok. Hai că e foarte ok. Bun. Cred că am ieșit pe profit, nu știu sigur. Nu, n-am ieșit pe profit. Dar o să ieșim acum, o să luăm 5 pachete de 100.000. Foarte tare, cum facem noi fiecare episod, mergem all-in. Aproape all-in. Luăm pachete de 100.000 și deschidem. Uite, acum o să ne întoarcem, frumos. Ne întoarcem, nu vedem ce pachet, ce ne pică în pachet. Pam! 114.000, foarte tare, nicio problemă. Am ieșit pe profit foarte puțin, dar profitul e profit, e ok. Bun, deschidem încă un pachet. Rooney. E bun. Nu? Nu? E foarte bun. 38.000, nicio problemă. Ok, mai deschidem încă un pachet. Frumos, Ronaldo, dăm ceva bun. Jordi Alba. E bun, dar nu costă mult. Asta e problema lui. Și mai am două. Mamă. Royce. E bine Royce. Oh, 300.000, este cel mai mare pachet al meu. Oh my god. 300.000 de coins într-un pachet de 100. Holy shit. Mamă, păi ne-am făcut toți banii, ești nemul la cap și mai avem încă un pachet, nu? Mamă, pe bines. Și inform nu colalalalalalu. Ce e? 114.000, mamă.
fix când voiam să nu mai iau pachete din astea, mai trebuie să iau, mai trebuie să iau pachete din astea. Bun. De fapt, nu, hai să mai luăm și pachete mai mici. Poate că voi, să zicem, când intrați pe site, nu aveți bani de 100 de mii, știi? Și poate aveți de astea mai ieftine, așa că deschidem și de astea, de 50 de mii. Chiellini, 88, e bun tipul, dar nu știu cât costă. Oh! 10.000 profit, e foarte bine, mai deschidem încă un pachet. E Inform Bernardo Silva. Da. Am înțeles. Bun, încă unul. Încă unul, Ribery. Și ăsta e scump, trebuie să fie scump. De fapt, nu, că Ribery nu mai joacă atât de bine. Am bătrânit și el. Mă, 30.000. Și nebun la cap. Nebun la cap, 30.000. Și Pedro, Inform Pedro. Pedro, dar măcar să coși ceva. Pedro! 143.000 în pachet de 50. Nu-mi pică 150.000 în pachet de 100.000, dar în 5. Mamă, mă ia criza. E bine-s. Deci e bine-s rău. Și Handanovic. Da. Gheoțe. Asta nu e Mario Gheoțe, nu, adică n-are cum să fie Mario Gheoțe, 1900 de coins, nu, adică zic și eu. Bun. Foarte bine, foarte, foarte bine. 25.000 de... hai să mai luăm și încă 5 pachete din astea și s-a terminat șmecheria. Bun, haide. Nu, și mai trebuie să iau și de 10.000 ca să zic că le-am deschis pe toate, ca să nu fiți răi. Bun, pachet de 25.000, primul pachet, Dani Alves. Pachetul ieftin, come on. Bine. Orice profit e bun. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Cuadrado, și ăsta e bun. Ăsta e foarte bun, dar nu știu cât costă. Da, ok, nicio problemă. Khedira, ăsta e ieftin. Ăsta e ieftin rău. Și Coman și căcat. Hai să mai vedem. Inform Manuel Fernandez. E bun? Nu. No. Ok, am înțeles. Mascherano, Depay. Ăsta. Și nu fac 25.000. Cum vine asta? Încă un pachet, Renato Sanche. Și Luke Shaw, foarte tare. Dar se pare că nu am făcut profit pachetele astea, hai să mai luăm încă 3 din astea, că nu cine știe ce pachetele astea de 10.000, dar trebuie să le deschidem. Bun, frumos. Va veste, nu știu cine e tipul ăsta, nu o să citesc numele. Pachet de 2000. Bine, mă, pachet de 2000. Că zici tu? Na. Bravo! Ta, Manchester, dacă era ăla de la Barça, costa mai mult. Profit 700 de coins. 700 de coins îți dă pe un match. Un pic mai puțin, dar... totuși. Și Wendell. Foarte, foarte tare. Ups, am ieșit de aici. Ce am făcut? 2900, superb. Ok, am început, am făcut profit de vreo 60.000 în 10 minute, deci dacă jucați mai smart și luați pachete mai ok și mai puneți la betting, la double stakes, la așa, puteți să vă pice, pot să vă pice jucători mai buni. Bun, hai să vedem, hai să vă arăt cum scoți coins, pentru că nu v-am arătat cum să depozitezi, nu cum să... de pe contul tău de FIFA, nu cum să scoți. Deci te duci la My Account aici, te duci la Redeem Coins, selectezi platforma PC și amount-ul, gen. De obicei eu scot câte 10.000. Îi dau proceed și aici o să trebuiască voi să cumpărați un jucător de pe market, cel mai ieftin, de 300 de coins, și să-l vindeți la valoarea lui maximă, apoi căutați jucătorul, să zicem că eu îl cumpăr pe Larson ăsta, da?
Ok? Și trebuie să pun Cheapest Bin 350 și după să pun eu câte contracte are și cât fitness are jucătorul din FIFA, dați proceed și în câteva ore o să aveți banii. Și puteți face gen câte 5 jucători odată, câte 10 jucători odată. Deci e foarte, foarte tare. Bun, cam asta și cu acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!